A făcut contracte pe termen lung la un preț mic, la 200 și ceva, 300, deliberat. A Da. mai micșorat producția, Oltenia, a mai micșorat producția. Și acum, ca Termo de la Oltenia să dea curent la băieții aia cu care a făcut contract, cumpără el cu 1200 și o dă cu 300 sau 400, tot și contract. Asta face statul. Adică când toată lumea știa că se va duce prețul pe pereți, ei au închis mintea, eu nu tu închis. Da. Ai scos 1600 de megavati din sistem. Este clar că te duci sub consum, sub cerere și va crește prețul. Au făcut contracte pe termen lung și acum statul cumpără, agenții economice ai statului, cumpără energie electrică din import, foarte scumpă, sau de la privat, foarte scumpă și o vând ieftin. Ca să-și onoreze contractele, fiindcă altfel e jale dacă nu se onoreze contractul. În timp ce noi ne dăm de ceasul morții că ăștia îngroapă țara cu totul, dar da, un sac de plastic, na, dacă suntem o negru. Țară care am uit din cauza lor, un sac de plastic negru și ea țara, niște băieți după acolo fac niște vagoane de bani. Dar asta sunt atât de zâmbitoși, de wow, fantastic, roz, în punct de ce consumă dimineața, știți? N-au nicio problemă. Moare țara.